În ultimele două luni, județul Giurgiu s-a confruntat cu temperaturi caniculare de până la 40 de grade la umbră, o temperatură greu de suportat atât de către oameni cât și de plante sau animale, datorită soiurilor rezistente cultivate în primăvară de producătorii agricoli. Culturile agricole au putut rezista fără probleme. Cantitățile de precipitații din ultimele trei luni au fost suficiente, astfel încât culturile să nu aibă de suferit. O veste îmbucurătoare, ca să spun așa, la această dată în județul Giurgiu. Nu am avut nicio înștiințare referitor la cauza acelor calamități din punct de vedere al secetei. Este adevărat că am avut și acele condiții de temperatură ridicate și comparativ cu cantitatea de precipitații și cu indicele de confort termic destul de ridicat pentru partea umană, dar plantele, datorită selecției de către cultivatori a acelor linii soiuri și chiar hibrizi rezistenți la aceste condiții nefavorabile, au făcut ca la această dată să nu se plângă și să nu avem probleme legate de afectarea din punct de vedere al secetei. Bine, sunt condiții și câteva cazuri izolate unde am putea spune că au fost efecte negative ca urmare a lipsei de precipitații într-o perioadă de 3 luni de zile consecutiv, nealocându-se 40 de litri de apă pe metru pătrat. Ploaia de la sfârșitul săptămânii trecute a însemnat foarte mult pentru culturii, lucru ce poate duce la o productivitate mai mare la culturile de floarea soarelui, porumb și lucernă. Cantitățile de apă au fost cuprinse între 40 și 60 de litri pe metru pătrat. În ceea ce privește culturile din acest an, directorul instituției spune că media la cultura de grâu este de 4.800 de kilograme pe hectar, lucru ce îi ajută pe fermier să acopere investiția și să realizeze profit.